v-am găsit și săptămâna aceasta vă spunem la studio Alfa Mega TV, la emisiunea Alfa Mega Obiectiv. Mă grăbesc să vă prezint încă o dată, chiar dacă este acum partea a doua lunii mai, revista Alfa Mega TV magazin pe lunile mai-iunie. Ea deja cu siguranță a ajuns la cei care sunt abonați. Vă și punem pe ecran, dacă sunteți abonați doritor noi de această revistă, aveți o șansă să dați un telefon sau să vă abonați pe online. După cum spune și titlul, tema specială, principală acest acestei este ziua se apropie, și uh, o să urmărim un spot după care venim cu câteva comentarii. Ziua se apropie. Israelul și teologia înlocuirii. Știrile și semnele vremurilor. Războiul din Ucraina. Răpire versus a doua venire. Descoperă diverse articole despre vremurile din urmă și cum să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Programul TV zilnic pentru lunile mai și iunie Abonează-te și îți trimitem gratuit revista Alfa Omega TV Magazin. Așadar, un spot în care v-am prezentat revista pe lunile mai-iunie noastră, celor de la Alfa Omega TV, o revistă tipărită în 10.500 de exemplare. Facem aceasta și crescând tirajul de la aproape de la număr la număr și cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul Dumnezeu, bineînțeles, care lucrează prin dumneavoastră, care ne ajutați foarte mult să putem să tipărim, să redactăm și să expediem aceste reviste în toate corțurile țării. Este gratuită, vă spuneam, un tiraj considerabil, consistent, impresionant de peste 10.000 de exemplare. Sigur că în această lună. Noi celebrăm, uh, într-un fel spus celebrăm, difuzăm programe, emisiuni, sub direcția cu acesta înțelegerea vremurilor. Și aceasta trebuie să-și aduce aportul ei la această dorință noastră ca să vă provocăm să înțelegeți vremurile, să căutați să descifrați scripturile pentru a vedea uh, ce, care este timingul Domnului. Și noi aici la Alfa Mega avem fiecare părerea noastră, punctul nostru de vedere privind derularea evenimentelor din vremurile de pe urmă, însă nu aceasta este dorința noastră și uh, prioritatea noastră să vă să vă spunem ce crede noi, cum crede noi, sau să aducem opinii diverse pe, pentru dumneavoastră, ci este să vă îndemnăm: fiți gata, fiți pregătiți, pentru că ziua se apropie. Așa cum spune și titlul acestei reviste, ziua se apropie. Nu se știe. Nu, 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 se știe momentul în care el va veni și noi trebuie să fim gata în orice moment. Acesta este demersul nostru pentru cei care ne-ați întrebat să le spunem mai exact cum va veni Domnul, când, înainte, în timpul, când va fi răpirea, ce vor fi. Deci în vremuri și sola, ce noi nu e treaba noastră să știm, este treaba Domnului, dar noi trebuie să fim gata în permanență pentru că ziua se apropie. Acum, este uh, încă uh, pe listele noastre și ale multor dintre dumneavoastră uh, această efort al Bisericii Domnului din România și numai a României în general și a țărilor din jurul Ucrainei pentru a ajuta refugiații. Aproape în fiecare stăvână suntem, mergem și noi în diverse feluri și locuri. Tocmai ne-am întors dintr-o vizită fulger în Alba Iulia unde uh, nu numai pe marginea uh, țării unde aproape de graniță dar biserici din interiorul României din toate locurile sunt mobilizate pentru a ajuta refugiații. Unul dintre una dintre aceste locuri, unul aceste locuri este Alba Iulia, unde am găsit o, o asociație, Filipii Vision din Alba Iulia, care în parteneriat cu Biserica Flacra au găsit modalități, forme de a ajuta, de a se implica în ajutorarea în ajutorarea uh, refugiaților. Am luat mai multe interviuri, vreau să o prezentăm câteva secvențe mai scurte și astăzi, cu promisiunea că în săptămâna următoare să aveți ocazia să urmăriți unele știri mai largi în emisiunea noastră informative. Acum să scurt modul cu unul dintre membrii acestei asociații de curând întors din din străinătate și Domnul i-a pus pe inimă, l-a pregătit pentru acest gen de slujire, cât a făcut școala biblică Christ for the Nation în Dallas, Trif uh, Odniel Daniel, cu câteva gânduri, câteva gânduri selectate în ce a spus el despre cum l-a pregătit Domnul pentru a sluji acum în domeniul umanitar, în domeniul cum nu se poate mai provocator decât acesta, a fi o mână de întinsă uh, refugiaților din Ucraina. Da, am fost, de am studiat în, în, Statele Unite la Christ for the Nation, trei ani de zile, cu familia, sunt căsătorit am, cu soția mea de șapte, 7, 7, 7 ani, am o fetiță de trei ani și patru luni și mă așteptăm cu un bebe. Am fost acolo și pentru o perioadă de a ne echipa și a învăța mai multe despre Dumnezeu și despre lucrarea care putem să o facem și întrebarea cea mai des întâlnită, să zic așa, din partea tuturor oamenilor, e de ce n-ați rămas acolo? Pentru că poate America poate să-ți ofere anumite lucruri care nu le poți întâlni aici sau poți să te realizezi mult mai bine. Am plecat cu gândul de a ne reîntoarce, chiar dacă pentru mulți a fost șocant lucrul acesta, și în inima asta a rămas România. Chiar dacă ne-a fost greu la început acolo și pot să zic că am avut multe nevoi. Pe parcurs lucrurile s-au îmbunătățit și a fost bine pentru noi ca și familie. Dar rugăciunea noastră a continuat să fie pentru România și pentru a ne, ne întoarce să, să, slujim aici. Și punând ne multe întrebări, să zic așa, și vorbim foarte mult cu soția despre lucrul acesta și chiar aveam și noi un semn de întrebare. Și ziceam, Doamne, dacă ne merge bine aici, de ce ne-am mai reîntoarce la poate să mergem într-un loc unde nu știm ce facem neapărat. Și foarte interesant că în rugăciunile a cel puțin personală a mea au fost uh, și Dumnezeu mi-a pus în inimă cazurile astea sociale, ceea ce până să plec în America nu, nu am neapărat să zic că am ajutat sau m-am implicat în un proiect social. Dumnezeu mi-a pus pe inimă cazurile sociale și mă rugam și ziceam Doamne, ok, dacă trebuie să ajung pe partea asta socială, o voi face. Dar momentan nu văd nimica în, sensul ăsta sau nu am nici o garanție că pot să mă duc undeva să ajut într-un domeniu sau în domeniul acesta. Și tot mai tare a fost pe inima mea asta și încă un lucru care Dumnezeu mi-a era contactul cu oameni, să iei contact cu oameni și eu îți voi da oameni cu care să iei contact și să poți să te ajute în direcția asta pentru a te implica social. Și ok, am zis, Doamne, mergem prin credință, știm că Tu ne-ai pus asta pe inimă și vom merge. Și am venit în România, ne-am mutat în luna februarie și eram cu inima deschisă. Adică așteptam la Dumnezeu să deschidă o ușă și n-am stat. Am mai vizitat biserici, orașe și a fost pentru noi un răspuns la rugăciune, adică un răspuns, dacă o luăm așa, parcă și cum sună, greșit, a venit războiul. Și automat m-am întâlnit cu, cu un prieten în Alba Iulia care care se ocupa de această asociație, Filipi Vision, și erau implicați până la momentul ăla doar în Africa, având un proiect acolo. Și a zis, uite, înveți să te implici în, în, în proiectul ăsta. Am început, început războiul și am simțit că că trebuie să ne implicăm și acolo. Și am zis, da, nici, chiar în momentul ăla eram cu soția și ne uitam în altă și am zis, am, ca și cum am răspuns am și am zis, da, vrem să ne implicăm în asta. Și a urmat, poate, chiar în următoarea spune, am fost într-un transport în Ucraina și de acolo Dumnezeu a așezat lucrurile de... La momentul acesta pot să zic că fac lucrurile care mă rugam acum 5-6 luni și nu le vedeam în momentul acela. Și astăzi suntem aici, în Alba Iulia, slujind cel puțin momentan în, în proiectul acesta și vrem să mergem mai departe și să ne implicăm tot mai mult. Noi, ca și Asociație Filipe Vision, avem acest proiect numit Zâmbet pentru Ucraina. L-am început, poate chiar în prima săptămână după ce a început tragedia din Ucraina, din nevoia de a răspunde aceste tragedii și având ca scop, poate, de a fi un exemplu, de a arăta dragoste, de a ajuta, poate sau chiar aduce un zâmbet, de a și pus numele acesta zâmbet, pentru că de a aduce un zâmbet celor care trec și au trecut poate printr-o tragedie. Eu mă ocup momentan cu partea administrativă, cât ține și de transporturile acestea umanitare care le facem săptămânal, cât și de partea cu refugiații de care ne îngrijim aici în Alba Iulia. De când a început uh, războiul, am adus în uh, Alba Iulia undeva la 12 familii, în total la undeva la 37 de refugiați, de care ne îngrijim, le oferim cazare, mâncare și îi reprezentăm în fața autorităților și încercăm să-i ajutăm să se integreze în societate. Am participat și eu la câteva transporturi, chiar trecând, noi din prima săptămână, cred că am fost printre primele asociații sau biserici care am trecut granița, așa chiar până în Ucraina, în Cernăuți, și am participat și eu la cred că trei sau patru transporturi. Ce pot să zic că m-a marcat foarte tare e, e disperarea omului atunci când, când nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și când nu ai o speranță sau nu vezi mai departe de, de ziua de astăzi, chiar dacă ai o tragedie sau chiar dacă poate pierdu pe cineva din familie sau nu mai ai locuință, e foarte greu în momentele astea să poți să vezi mai departe de ziua de mâine. Și asta cred că m-a marcat cel mai mult. Până în cenuțul ne-am fost noi, nu a fost bombardament, nu au fost bombardamente sau lucruri mai grave, dar sunt foarte mulți oameni care vin în zona asta și chiar am adus noi în România multe familii și chiar un bebeluș și de șapte luni cu mama lui. Deci, e un lucru care te, te traumatizează, să zic așa, sau să te, te marchează pe toată viața. Când vezi copii mici și am și adus, poate, o, un, un lucru care m-a marcat, fiind și o tată și Aducând o familie care și-a lăsat cei trei copii să vină în România, și părinții rămân, rămânând acolo în, în Ucraina, mă gândeam oare ce simt copiii aia când trebuie să plece și erau copii minori, numai chiar unul era major, când trebuie să se desparte de părinți și să plece în altă țară, și ce simt părinții când știi că îți dai drumul la copii și nu știi, îi mai vezi sau nu îi mai vezi. Deci e un lucru care, care te marchează și Aici vreau să și aduc, o, cum să zic, un argument celor care zic o, dar de ce tot ajutați în Ucraina, că avem și noi a noștri sau sunt poveștile astea și vorbele astea. În momentul de față ei sunt în, în necaz și în necaz mai mare, să zic așa, și într-o nevoie mai mare și răspundem aceste nevoi. Și nu știm, poate urmăm noi sau nu se știe niciodată și Domnul să ne ferească de asta și să, să, lase protecția Lui peste noi. A fost câteva secvențe cu Odniel Daniel Trif, membru al Asociației Filipi Vigen din Alba Iulia, care împreună cu colegii lui din această asociație fac o treabă extraordinară și chiar Uh, și noi, într-un fel, promovându-i și promovând și pe alții și pe alții, pentru că fiecare să vedeți locuri, zone, misiuni pe care noi le punem în lumină prin intermediul știrilor și acestor materiale, noi ajutăm și noi. Și v-am și spus și cu alte ocazii, direcționăm și din ajutorul dumneavoastră și altora din afară sau din dinăuntru țării, direcționăm chiar fonduri către organizații pe care le cunoaștem, în care avem încredere că vor folosi cu înțelepciune aceste fonduri. profit de această ocazie să, să rog pe colegii mei să însereze chiar o, o listă, un tabel. Acolo sunt niște conturi separate ale Fundației Alfa Omega destinate exact pentru ajutorarea, direcționarea acestor fonduri către astfel de proiecte. Și tot cu ocazia acestei vizite, Bineînțeles, l-am reîntâlnit pe prietenul nostru mai vechi, știm, de 15-18 ani, Florin Lupian. El este fondatorul acestei asociații Philip Vision. Am realizat mai multe materiale cu el în diverse locuri. Ultima înregistrare cu el a fost în depozitul lui, unde am desfăcat și noi niște pachetele pe care le-am avut în parteneriat cu Operation Blessing, și l-am rugat în final, după ce am înregistrat foarte câteva ore cu ei acolo, să ne spună câteva cuvinte despre începuturile lui. Ca, ca parte din echipa Alfa Mega TV. El a fost moderator la vreo două serii de emisiuni ascendent, cei mai vechi. Prietenii al lui Alfa Mega vă aduceți aminte. Florin Lupean, cu câteva gânduri despre Alfa Mega. Cu ocazia aceasta în care ne implicăm împreună cu Alfa Omega în proiectul Zâmbet pentru Ucraina, îți bucuros să mulțumesc Alfa Omega, mulțumesc uh, celor care conduc Alfa Omega, fratelui Pețan, uh, pentru colaborarea care am avut-o cu ei în urmă cu 15 de ani aproximativ. Noi am lucrat împreună, am făcut emisiunea Ascendent și această emisiune și acea perioadă pentru mine a însemnat extrem de mult. M-a motivat, m-a ajutat, am fost um, motivat de faptul că oamenii mă opreau. Nu de puțin ori mi s-a întâmplat să mă oprească pe stradă și să zică, a, tu ești băiatul de la, de la Ascendent și să mulțumească pentru emisiunea care am făcut. Și am avut ocazia să pot să lucrez și să împreună cu Alfa Omega să răspundim Evanghelia prin intermediul emisiunei, emisiunii, emisiunii Ascendent. De asemenea, vreau să vă mulțumesc că intrați în casele românilor, că aduceți speranța, aduceți Cuvântul lui Dumnezeu și astfel faceți ca Împărăția lui Dumnezeu să fie dusă cât mai departe și să ajungă în cât mai multe case. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească din, din, din plin și să aveți Parte de cât mai mult binecuvântare și propoziții în ceea ce faceți. Na fost Florin Lupean sigur l-am întrebat mai multe despre modul cum asociația lui Filipi uh, Vision ajută refugiați, dar în final l-am întrebat și despre inima lui și experiența lui și modul în care Dumnezeu a folosit lucrarea lui Omega de-a lungul anilor, când era mai tânăr el în, modelarea lui și pregătirea lui pentru slujiri următoare. Și tot cu această ocazie l-am reîntâlnit și pe Samuel Alexandru Bâlă. El acum este lider de tineret la Biserica Frank Franchinerii, dar în urmă cu vreo șapte-opt ani l-am întâlnit, era mai tânăr și el și noi, la școala de ucenici ai celor de la Viața în Isus, o asociație care are sediul în Vâlcerele Bune lângă Calan, dincolo de Hațec, zona Calan. E un site unde puteți vedea informații pentru că el o să vă zică ceva de experiența și legăturile cu Alfa Mega TV, vă spun de pe acum, în această vară, în luna iulie, găsiți acolo pe site informații pentru o nouă ediție a Școlii Viața în Isus. Cred că vom reveni în zilele următoare și cu un material promoțional. Deocamdată câteva gânduri a lui Alexandru Samuel Bără despre cum s-a întâlnit el cu Alfa Omega și ce a semnat Alfa Omega pentru el și cum o vede. El, desigur, și o pledoarie în avans pentru acea școală de vară de la Vâlcerele Bune, școala de ucenici. De multe ori am avut contact cu, cu televiziunea Alfa și Omega, chiar în 2014 a fost primul meu contact când a fost la această școală, școala de ucenici din Vâlcelele Bune. Atunci am dat primul interviu al meu la, la televiziune și am mai avut contact de multe ori și la conferințele în 1 decembrie din Alba Iulia sau la conferința din Cluj-Napoca, conferința Torrent. Uh. Ace această televiziune face o treabă foarte bună și e o binecuvântare pentru noi, e o binecuvântare pentru creștinii din România, dar nu cred că e mai mult decât doar pentru creștini, e pentru populația din România, fiindcă prin această televiziune Evanghelia e răspândită și Vestea Bună poate să ajungă la, la români, poate să ajungă în casele românilor într-un mod, poate cum noi nu am face-o și noi nu am intrat, să zic așa, cu piciorul în casele oamenilor, dar... Oamenii au la dispoziție această televiziune și suntem bucuroși și suntem mulțumitori și recunoscători pentru efortul pe care îl face Alfa și Omega, dedicarea lor, fiindcă au rămas perseverenți, au rămas acolo pe poziție ca să ducă mai departe Evanghelia Lui Hristos și pentru asta vrem să le mulțumim pentru ceea ce ei fac. Așa că fiți binecuvântați, fiindcă aveți un impact foarte mare în țara noastră, în România. fost Alexandru Samuel Pâlă, l-am reîntâlnit după mai mulți ani, când era mai tânăr, numai cu vreo șapte ani, I am luat un interviu despre deci motivația lui pentru slujire. Iată că nimic mai bun decât acum, fiind implicat și în lucrare de tineret la Flacăra Închinării din Alba Iulia și în lucrarea aceasta de umanitară de ajutorare a refugiaților prin Filipiu Virgin din Alba Iulia, un loc foarte potrivit de a-l pe Domnul, de a sluji în formă de închinare de a-L sluji pe Domnul și în acest mod. Din nou, vreau să vă punem această planșă, dacă vă pune Domnul pe inimă să ne ajutați sau să ajutați refugiații prin noi, aveți niște conturi acolo unde puteți să, să direcționați o parte din, din fondurile dumneavoastră pentru această lucrare și pentru că vorbim despre redirecționare, vrem să înserăm un scurt spot despre acel 3,5% care încă până în 24, cred, martie îl mai puteți redirecționa. Aveți pe site mai multe informații, un scurt spot după care revenim. Vieți transformate, destine schimbate. O viziune pentru o națiune atinsă de Dumnezeu. Prin programele și proiectele Alfa Omega TV, românii de pretutindeni sunt mântuiți, încurajați, vindecați și eliberați. Împreună cu Alfa Omega TV și tu poți să faci misiune prin media. Redirecționează până la 3,5% din impozitul pe venit. Fii parte la lucrarea de misiune prin media din România. Suntem pentru ultima parte a emisiunii. Alfa Mega la obiectiv. L-am avut recent în studioul nostru, la emisiunea și Perspective, pe pastorul Mar Marius Birgean. Cred că și urmărit deja la data când noi difuzăm această emisiune sau o dăm în reluare emisiunea cu el. În finalul emisiunii, dânsul ne-a făcut o invitație la o conferință pe care el o organizează ca Biserica Emanuel, dar nu numai sub egida școlii biblice baptiste din Timișoara, au unei instituții de echipare, de învățământ, de învățare, care împreună cu Biserica Emanuel organizează în perioada 19-21 mai o conferință sub genericul discernământ despre claritatea profetică a zilor de pe urmă. Chiar dacă poate dumneavoastră vedeți această emisiune, poate joi seara sau vedeți revedeți vineri, sâmbătă, să știți că această emisiune este și dacă ratați din sesiunile ei, are mai mulți invitați, are opt invitați de marcă. Îl văd și pe Norbert Litt printre invitați din Elveția, de la Strigătul la Meze Nopti și așa mai departe. John Glass, Todd Dick, Matthias Friedlich, Benjamin Costa, Gelu Păcurar, Ilie Beldea și, bineînțeles, Marius Birgean, nume de prestigiu și să sperăm că o să putem revedea materialele înregistrate chiar pe canalul Alfa Omega TV. Vreau să cerem aici o scurtă invitație la, acest, la această conferință a lui Marius Birgean, care a făcut-o în urmă cu câteva zile aici, în studioul nostru finalul unei emisiuni, realități și perspective pe care am înregistrat-o cu dânsul. Avem tocmai o conferință uh, în biserica în care slujesc numită Discernământ. Uh, o conferință despre claritate profetică în care tocmai asta urmărim. Să dăm la o parte, pe de o parte indiferentismul și pe de altă parte senzaționalismul și să croim o cărare treaptă și clară uh, păzindu-ne de extreme, dar în același timp rămânând în, în tonul scripturii. Preocuparea aceasta pentru zile de pe urmă și sub forma aceasta avea discernământ în a înțelege vremurile este reflectată și în această conferință pe care cei de la Biserica Emanuel din Timișoara sub genericul, sub egida Școlii Biblice Baptiste din Timișoara o organizează cu invitat special discernământ în, despre claritate profetică în înțelegerea vremurilor în aceste vremuri de pe urmă. Și acum pentru că am vorbit destul de mult, nu vreau să, să să prezint niște resurse, nu vreau să vă, să vă rețin atenția cu prea multe. Sigur că cartea, cartea, pe care o prezint de mai multe vreme în ultima vreme este această carte Înțelegând Apocalipsa de Amir Țarfati. Vedeți pe, pe, canal și un spot, poate în emisiune virtual mai reluăm și noi aici la Alfa Mega Obiectiv, în care Amir Țarfati și își prezintă această carte. O carte poate unică în înțelegerea, descifrarea Apocalipsei. O carte pe care vă recomand și care vorbește de la sine. E timpul să descifrăm și să avem curajul să deschidem ultima carte a Bibliei Apocalipsa și să înțelegem verset cu verset aceasta și poate împreună cu această carte, o carte unică. E un link, puteți intra pe site, puteți să o comandați -o online sau dați un telefon la telefoane de pe ecran. Eu fac ce fac de obicei, vă prezint și celelalte trei cărți ale lui Amir Țarfati. Ziua se apropie ceasul de pe urmă a fost prima carte și Israel și Biserica, trei cărți de referință. Nu vreau să, să, să închei acest capitol fără să oh, vă sus subune din nou atenție o carte Vremurile de pe urmă, nu neapărat, evident că nu despre descifrarea scenariului derulării Vremurilor de pe urmă, ci, cum spune și subtitlul, Speranța, ajutor, încurajare pentru a trăi în zilele de pe urmă. Deci o carte practică de ajutor pentru dumneavoastră să trăiți în zilele de pe urmă, nu neapărat să descifrați exact când și cum, cum să fiți pregătiți ceasul, ora. Și poporul tău va fi poporul meu despre relația miserică Israel. Și nu în ultimul rând, pentru că vreau să am în mână și una din ultimele cărți, cele șapte de la cruce, o carte deosebită pe care merită să o citim acum între Paște și Rusalii, pentru că explică pendelete ceea ce a făcut Domnul la cruce pentru noi. Virchin van de Camp din Olanda a scris-o și noi o tipărim și o distribuim în România cu mare bucurie. Cam atât pe dumneavoastră v-am vorbit mai mult într-un fel sau într-altul despre partea de ajutorare a lucrărilor care țin de Ucraina, mai afișăm pe ecrană, cu o dată conturile noastre, altele decât cele obișnuite pentru donații, le puteți și acelea folosi, bineînțeles, ne bucurăm să primim orice suport, orice sămânță a credinței de la dumneavoastră, dar pentru cei care aveți pe inimă Ucraina, să știți că toate eforturile, fără să punem nimic deoparte pentru noi, toate resursele financiare sunt direcționate către lucrări care au de-a face cu situația actuală din Ucraina, poate chiar și cu exodul evreilor la care avem și noi mână de ajutor, promovând, făcând să înțelegem acest lucruri conectând și chiar trimitând ajutor financiar de când în când, când se adună câte o sumă consistentă, așadar aveți pe ecran conturile care au de a face cu această acțiune binecuvântează pe care noi am lipit-o de lucrarea obișnuită alfa Mega TV. Cam atât pentru astăzi. Vă aștept și la o nouă ediție săptămâna viitoare cu noi informații. Săptămâna aceasta încă și luna mai o lună de înțelegere a vremurilor. Ne-am dorit ca ceea ce spunem noi să fie o provocare pentru dumneavoastră ca să Înțelegeți vremurile și numai să le înțelegeți, dar să și luați decizii pentru viața dumneavoastră și a celor dragi, înțelegând vremurile în care trăim. Pe data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă investiți înțeleaptă! Investește în Împărăția Lui Dumnezeu! Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega!